Fiindcă mulți au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochilor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului, am găsit și eu cu cale prea alesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisaveta se va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. Drept răspuns, îngerul i-a zis, eu sunt Gavril care stau înaintea lui Dumnezeu, am fost trimis ca să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbuirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată. Și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni, căci zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul și a aruncat ochii spre mine ca să-mi ia ocară dintre oameni. În luna 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret. La o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David, numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul celui preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Israel în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului,
Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis, iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare, Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelor tale. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la ore glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrările care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis, Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit pe starea smerită a robei sale. Căci iată că de acum încolo toate neamările îmi vor zice fericită, pentru că cel atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele lui este sfânt. Și îndurarea lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de el. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor. A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămândi a săturat de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul robului tău Israel căci și-a adus aminte de îndurarea sa. Cum făgăduise părinților noștri față de Avram și sămânța lui în veac, Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Elisaveta i s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are să se cheme Ioan. Ei au zis, nimeni din rudenile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă semne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris zicând, numele lui este Ioan și toți s-au minunat. În clipa aceea i s-a deschis gura și i s-a dezlegat limba și el vorbea, binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el. Zaharia tatălui s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis, Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul său și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său, David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime. Mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui cel sfânt.
potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui, datorită mari îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căruia ne-a cercetat soarele care răsară din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întăra în duh și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregătură în Siria Aurinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosi s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să ducă în Iudea, în cetatea lui David, numită Betlehem, pentru că era din casa și din semeția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logonica lui care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel dintâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-au unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la el ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate aceste cuvinte și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum ni se spusese. Când a venit ziua a opta în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au dus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă o jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne,
după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui, iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din semeția lui Asher. Era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei 7 ani după fecioriei. Rămăsese vădvă și fiindcă în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Iisus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. După ce au împlinit tot ce poruncea legea Domnului, Iosif și Maria s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Părinții lui Iisus se duceau la Ierusalim în fiecare an la praznicul Paștelor. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul praznicului. Apoi, după ce au trecut zilele praznicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta. Au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudele și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-au întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Toți care l-auzeau rămâneau uimiți de priceperea și răspunsurile lui. Când l-au văzut părinții lui, au rămas înmărmuriți și mama lui a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și eu te-am căutat cu îngrijorare. El le-a zis, De ce m-ați căutat? Oare nu știați că trebuie să fiu în casa tatălui meu? Dar ei n-au înțeles spusele lui. Apoi s-au pogorât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Mama sa păstra toate cuvintele acestea în inima ei. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cărmuitor al Galilei, Filip, fratele lui, cărmuitor al Iturăriei și al Trahonitiei, Lisania, cărmuitor al Albilenei, și în zilele marilor preoți, Ana și Caiafa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. După cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia, Iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgroncioase vor fi netezite. Și orice făptură va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan zicea dar noroadelor care veneau să fie botezate de el. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă avem pe Avram ca tată. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Securea a și fost înfiptă la rădăcina pomului. Deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Noroadele le întrebau și ziceau, Atunci, ce trebuie să facem?
Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări. Nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă. Dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână, își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grănar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea, tu ești fiul meu, prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus avea aproape 30 de ani când a început să învețe pe norod și era, cum se credea, fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul lui Anai, fiul lui Iosif, fiul lui Matatia, fiul lui Amos, fiul lui Naum, fiul lui Esli, fiul lui Negai, fiul lui Maat, fiul lui Matatia, fiul lui Semei, fiul lui Iosef, fiul lui Ioda, fiul lui Ionanan, fiul lui Resa, fiul lui Zorobabel, fiul lui Salatiel, fiul lui Neri, fiul lui Meri, fiul lui Adi, fiul lui Cosam, fiul lui Elamadam, fiul lui Er, fiul lui Isus, fiul lui Eliezer, fiul lui Orim, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Simeon, fiul lui Iuda, fiul lui Iosif, fiul lui Ionam, fiul lui Eliachim, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui Matata, fiul lui Natam, fiul lui David, fiul lui Iese, fiul lui Obed, fiul lui Boaz, fiul lui Salmon, fiul lui Nason, fiul lui Aminadab, fiul lui Admin, fiul lui Arni, fiul lui Esron, fiul lui Fares, fiul lui Iuda, fiul lui Iacov, fiul lui Isaac, fiul lui Avram, fiul lui Tara, fiul lui Nahor, fiul lui Seruh, fiul lui Ragau, fiul lui Falec, fiul lui Eber, fiul lui Sala, fiul lui Cainam, fiul lui Arfaxad, fiul lui Sem, fiul lui Noe, fiul lui Lamech, fiul lui Metusala, fiul lui Enoch, fiul lui Ared, fiul lui Maleel, fiul lui Cainan, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrele acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns, este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată. Și o voi da oricui voiesc. Dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns Iisus i-a zis, înapoi a mea Satanu, este scris, să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strășina acoperișului templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici. Căci este scris, el va porunci îngerilor lui să te păzească.
Și ei te vor lua de mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și s-a adus vestea în tot ținutul de prin prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumuri celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început și să le spună: Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Și toți îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieșeau din gura lui și ziceau: Oare nu este acesta feciorul lui Iosif? Iisus a zis: Fără îndoială îmi veți spune zicala aceea: Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Și îmi veți zice: Fă și aici, în patria ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum. Dar a adăugat el: Adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 zile, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe vădve în Israel, și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o vădvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei, și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naam, sirianul. Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. S-a pogorât la Capernaum, cetatea din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Ei erau uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere. În sinagogă se afla un om care avea un duh de drag necurat și care a strigat cu glas tare: Ah! Ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: Taci și ieși afară din omul acesta. Și dracul, după ce l-a trântit jos în mijlocul adunării, a ieșit afară din el fără să-i facă vreun rău. Toți au fost cuprinși de o spaimă și ziceau unii către alții: Ce înseamnă lucrul acesta? El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate și el ies afară. Și i s-a dus vestea în toate împrejurimile. După ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon. Soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l-a rugat pentru ea. El s-a plecat peste ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnave atinși de feluri de boale îi aduceau la el. El își puneau mâinile peste fiecare din ei și vindeca. Din mulți ieșeau și dragi care strigau și ziceau: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar el îi mustra și nu îi lăsa să vorbească, pentru că știau că el este Hristosul. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-l caute în toate părțile și au ajuns până la el. Voiau să-l oprească să nu plece de la ei. Dar el a zis: Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis.
și propovăduia în sinagogile Galilei. Pe când se afla lângă lasul Genadaret și îl împuză norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Iisus a văzut două corabii la marginea lacului. Pescarii ieșiseră din ele să-și spele merejele. S-a suit într-una din aceste corabii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească, a zis lui Simon, depărtează-o la adânc și aruncați-vă merejele pentru pescuire. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău vom arunca mereșele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corabile, așa că au început să se afunde corabile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Fiindcă îl apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din picina pescuirii pe care o făcuseră. Tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Ei au scos corăbile la mal și au lăsat totul și au mers după el. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ. L-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și i-a zis, da, voiesc să fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. Apoi i-a poruncit să nu spună nimănui. Și du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de boalele lor. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeei și din Ierusalim stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănog și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru, din pecina norodului s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis, omule, păcatele îți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice? Păcatele ți sunt iertate, sau a zice, scoală-te și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu plin de frică. Ziceau, azi am văzut lucruri nemaipomenite. După aceea Iisus a ieșit afară și a văzut pe un vameș numit Levi, șezând la vamă. Și i-a zis, vină după mine. Vameșul a lăsat totul, s-a sculat și a mers după el. Levi a făcut un ospăț mare la el în casă. Și o mulțime de vame și de alți oaspeți ședeau la masă cu ei. Farisei și cărturarii cărteau și ziceau ucenicilor lui, pentru ce mâncați și beți împreună cu vame și cu păcătoșii? Iisus a luat cuvântul și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ei au zis,
Ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postez des și fac rugăciuni, pe când ai tăi mănâncă și beau. El le-a răspuns, oare puteți face pe nuntași să postească în timpul cât mirele este cu ei? Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei, atunci vor posti în acele zile. Le-a spus și o pildă, nimeni nu poate rupe într-o haină nouă în pete ca să îl pună la o haină veche. Almintera rupe și haina cea nouă și nici petecul luat de la ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi, almintera vinul cel nou sparge burdufurile, se varsă și burdufurile se prăpădesc. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și amândouă se păstrează. Nimeni, după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice, este mai bun cel vechi. Într-o zi de sabat s-a întâmplat că Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui smulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis, pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, Fiul omului este Domn chiar și a sabatului. În altă zi de sabat s-a întâmplat că Iisus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și farisei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă de ce să-l învinuiască. El le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai în mijloc. El s-a sculat și a stătut în picioare. Și Iisus le-a zis, vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste tot și a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei târbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Iisus. În zilele acelea, Iisus s-a dus în munte ca să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12, pe care i-a numit și apostoli și anume. Pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanu, care s-a făcut vânzător. S-a pogorât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și a Sidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Și tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău. Din picina fiului omului. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinților cu prorocii. Vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Vai de voi care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine,
fiindcă tot așa făceau părinților cu prorocii mincinoși. Dar eu vă spun vouă, care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă-ți ia cineva haina cu sila, nu-l opii să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i și cel ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine, și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine, și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine, și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut, fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați, nu osândiți și nu veți fi osândiți, iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da, ba încă vi se va turna însă în o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăguzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău, frate, lasă-mă să-ți scot paiul din ochi? Și când colo tu nu vezi bârna din ochiul tău? Fă, țarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună. Căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din viseria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucrurile din viseria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu face ce spun eu? Vă voi arăta cu cine se asemănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se asemănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezut temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit și voiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatină pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se asemănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. S-a năpustit și voiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acelei case a fost mare. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care îl asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul l-a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i face ce-ți bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, ci zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci eu care sunt sub stăpânirea altuia am sub mine ostași
Și zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine, și robului meu făcu tare lucru și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors pe norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-a întors acasă, trimeșii au găsit sănătos pe răul care fusese bolnav. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Naim. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui care era văduvă și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat, s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică, slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și a trimis la Iisus să-l întrebe, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia când s-au înfățișat înaintea lui Iisus i-au zis, Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine ca să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale și de chinuri, de duhurile și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și ce ați auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. După ce au plecat irmeșii lui Ioan, Iisus a început să spună noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta. Vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât el. Și tot norodul care l-a auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Cu cine voi asemăna dar pe oamenii din neamul acesta și cu cine seamănă ei? Seamănă cu niște copii care stau în piață și strigă unii către alții. V-am cântat din fluier și n-ați jucat. V-am cântat de jale și n-ați plâns. În adevăr a venit Ioan Botezătorul, nici mâncând pâine, nici bând vin și ziceți, are drac. A venit Fiul Omului mâncând și bând și ziceți, iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși înțelepciunea a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a șezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul de pe capul ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis,
Omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Spune învățătorului, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul îi era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că aceluia căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și i-a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărății lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Și mai erau niște femei care fusese rătămăduite de duhurile rele și de boale. Maria, zisă Magdalena, din care ieșiseră 7 draci. Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din felurite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și seamăne sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și, cum a răsărit, s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut un rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, ca măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Nimeni după ce a aprins o lumină nu o acoperă cu un vas, nici nu o pune sub pat, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar la felul cum ascultați, căci celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Mama și frații lui Iisus au venit la el, dar nu puteau să-i vorbească din pricina norodului.
Cineva i-a spus, mama ta și frații tăi stau afară și vor să te vadă. Dar el, drept răspuns, a zis, mama mea și frații mei sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc. Într-una din zile, Iisus s-a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. Le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și au plecat. Pe când văzleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a stârnit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și erau în primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, învățătorule, pierim! Iisus a sculat, a certat vântul și valorile înfuriate, care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și-l ascultă? Au venit cu corabia în ținutul Gergesenilor, care este în dreptul Galilei. Când a ieșit Iisus la țărm, l-a întâmpinat un om din cetate stăpânit de mai mulți draci. De multă vreme nu se îmbrăca în haină și nu și-avea locuință într-o casă, ci în morminte. Când a văzut pe Iisus, a scos un strigăt ascuțit, a căzut jos înaintea lui și a zis cu glas tare, ce am eu de-a face cu tine, Iisuse, Fiul Dumnezeului Cel Preanalt? Te rog, nu mă chinui! Căci Iisus poruncise Duhului necurat să iasă din omul acela pe care pusese stăpânire de multă vreme. Era păzit legat cu cătușe la mâini și cu obez la picioare, dar rupea legăturile și era gonit de dracul prin pustii. Iisus l-a întrebat, cum îți este numele? Legiune, a răspuns el, pentru că intraseră mulți draci în el. Și dracii rugau stăruitor pe Iisus să nu le poruncească să se ducă în adânc. Acolo pe munte era o turmă mare de porci care păștea. Și dracii au rugat pe Iisus să le dea voie să intre în ei. El le-a dat voie. Dracii au ieșit din omul acela, au intrat în porci și turma s-a repezit de pe râpă în lac și s-a înnecat. Porcarii când au văzut ce se întâmplase, au fugit și au dat de veste în cetate și prin sate. Oamenii au ieșit să vadă cele întâmplate. Au venit la Iisus și au găsit pe omul din care ieșiseră dracii, șezând la picioarele lui Iisus, îmbrăcat și în toate mințile, și a apucat frica. Cei ce văzuseră cele petrecute le-au povestit cum fusese vindecat cel stăpânit de draci. Tot norodul din ținutul Gergesenilor a rugat pe Iisus să plece de la ei, pentru că îi apucase o mare frică. Iisus a suit într-o corabie și s-a întors. Omul din care a ieșit săracii îl ruga să-i dea voie să rămână cu el, dar Iisus l-a trimis acasă și i-a zis, întoarce-te acasă și povestește tot ce ți-a făcut Dumnezeu. El a plecat și a vestit prin toată cetatea tot ce-i făcuse Iisus. La întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau. Și iată că a venit un om numit Iair, care era fruntaș al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă de 12 ani care trăgea să moară. Pentru om, Iisus era îmbulzit de noroade. Și o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge, ea își cheltuise toată averea cu doctorii fără să fi putut vindeca vreunul. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui Iisus. Îndată! Scurgerea de sânge s-a oprit. Și Iisus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți tăgăduiau, Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorule, noroadele te împresoară și te îmbulzesc și mai întrebi, cine s-a atins de mine? Dar Iisus a răspuns, s-a atins cineva de mine, căci am simțit că a ieșit din mine o putere. Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce picină se atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Iisus i-a zis, îndrăznește, fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Pe când vorbea el încă, vine unul din casa vruntașii sinagogii și spune, fica ta a murit, nu mai supăra pe învățătorul.
Dar Iisus, când a auzit lucrul acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacov și pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Iisus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. Ei își băteau joc de el, căci știau că murise. Dar el, după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! Și duhul ei s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Iisus a poruncit să îi dea să mănânce. Părinții ei au rămas uimiți. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui cele întâmplate. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece bolile. Apoi i-a trimis să propovăduiască împărăția lui Dumnezeu și să tămăduiască pe cei bolnavi. Să nu luați nimic cu voi pe drum, le-a zis el, nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine. În orice casă veți intra, să rămâneți acolo până veți pleca din locul acela. Și dacă nu vă vor primi oamenii, să ieșiți din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre ca mărturie împotriva lor. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutindeni tămăduiri. Cărmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre toate aceste lucruri săvârșite de Iisus și stă în cumpănă neștiind ce să creadă, căci unii ziceau că a înviat Ioan din morți. Alții ziceau că s-a arătat Ilie și alții ziceau că a înviat vreun proroc din cei din vechime. Irod zicea că lui Ioan i-am tăiat capul, cine este oare acesta despre care aud astfel de lucruri, și căuta să-l vadă. Apostolii când s-au întors au istorisit lui Iisus tot ce făcuseră. El i-a luat cu sine și s-a dus la o parte lângă o cetate numită Betsaida. Noroadele au priceput lucrul acesta și au mers după el. Iisus le-a primit bine, le vorbea despre împărăția lui Dumnezeu și vindeca pe cei ce aveau trebuință de vindecare. Fiindcă ziua se pleca spre seară, cei 12 s-au apropiat și i-au zis, dă drumul noroadelor ca să se ducă în satele și cătunele de prin pe jur să găzduiască și să caute de ale mâncării, pentru că aici suntem într-un loc pustiu. Iisus le-a zis, dați-le voi să mănânce. Dar ei au răspuns, n-avem decât 5 pâini și 2 pești afară numai dacă ne vom duce noi înșine să cumpărăm merinde pentru tot norodul acesta. Și erau aproape 5.000 de bărbați. Iisus a zis ucenicilor săi, puneți-i să jadă jos încete de câte 50. Așa au și făcut, i-au pus pe toți să jadă jos. Iisus a luat cele 5 pâini și cei 2 pești. Și a ridicat ochii spre cer și le-a binecuvântat. Apoi le-a frânt și le-a dat ucenicilor să le împartă norodului. Au mâncat toți și s-au săturat și au ridicat 12 coșuri pline cu fărmituri rămase. Într-o zi, pe când se ruga Iisus singur deoparte, având cu el pe ucenicii lui, le-a pus întrebarea următoare. Cine zic oamenii că sunt eu? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că a înviat un proroc din cei din vechime. Dar voi, i-a întrebat el, cine ziceți că sunt? Hristosul lui Dumnezeu, i-a răspuns Petru. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu spună nimănui lucrul acesta. Apoi adăuga că fiul omului trebuie să pătimească multe. Să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât și în a treia zi să învie. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va mântui. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuși? Căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și fiul omului de el când va veni în slava sa și a tatălui și al sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu.
Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreunați de somn, dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Isus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Isus, Petru a zis lui Isus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 culibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au pogorât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răcnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a smintit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincioși și pornit la rău, a răspuns Iisus. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dragul a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Voi ascultați bine ce vă spun, fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le piceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus l-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește, și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând drage în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în ceruri, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samariteinilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndreptase să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors pe ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Și au plecat într-un alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul. Altuia i-a zis: Vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și i-a trimis 2 câte 2 înaintea lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis:
Mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrătorii la secerișul său. Duceți-vă, iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră să rămână peste el, altminteri ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa, să nu umblați din casă în casă. În oricare cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi să vă duceți pe ulițele și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre. Totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi făcute în Tir și Zidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Cei 70 s-au întors plini de bucurie și au zis, Doamne, chiar și dracii sunt supuși în numele Tău. Iisus le-a zis, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit Tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Apoi s-a întors pe ucenici și le-a spus deoparte, ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Căci v-am spus că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, s-au zis ce auziți voi și n-au auzit. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el care vrea să se îndreptățească a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre acești 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute! Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: dacă unul din voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce să-i pun înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i dea, pentru că e prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din cer vă va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a greit și noroadele s-au mirat. Unii ziceau: el scoate dragi cu Belzebub, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus l-a cunoscut gândurile și le-a zis: orice împărăție dezvinată împotriva ei este pustită și o casă dezvinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dragi cu Belzebub? Și dacă eu scot dragi cu Belzebub, fiii voștri, cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dacă eu scot dragi cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile-i sunt la adăpost. Dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu adună cu mine risipește. Duhul necurat, când iese afară din om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă, fiindcă nu o găsește, zice: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită.
Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în gasă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din Noroc a ridicat glasul și a zis: Ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns: Ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pe când roadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: Neamul acesta este un neam viclean, el cere un semn, dar nu-i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula și în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi. Pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-a prins o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Domnul i-a zis: Voi, farisei, curățați partea de afară a paharului și a blidului, iar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și partea cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile din lăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuiala din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi în sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: Învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățătorii legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat. Iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuvințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: Le voi trimite prorocii apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni. Ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii. De la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui. În vremea aceea, când se stârniseră noroadele cu miile,
Așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi: Mai înainte de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, care este fățărnicia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați crăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun de el să vă temeți. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani? Totuși, niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Eu vă spun, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Oricui cui va vorbi împotriva Fiului omului, îi se va ierta. Dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și poziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul înapoi și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca. Nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrană și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, ei nu seamănă nici nu seceră, n-au nici cămară nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă înfrământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Făceți-vă rost de pungi care nu se învechesc,
o comoară nesecată în ceruri, unde nu se poate apropia hoțul și unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge și va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. Să știe bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale, ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dacă robul acela își zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slujnice, să mănânce, să bea și să se îmbete, stăpânul robului acela va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredința lor. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, îi se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Eu am venit să arunc un foc pe pământ și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinați împotriva doi și doi împotriva trei. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva norei și nora împotriva soacrei. El a mai zis noroadelor, când vedeți un nor ridicându-se la apus, îndată ziceți, vine ploaia, și așa se întâmplă. Și când vedeți suflând vântul de la miază zi, ziceți, are să fie zăduf, și așa se întâmplă. Fățarnicilor, fața pământului și a cerului știți-o deosebiți. Vremea aceasta, cum de nu o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Când te duci cu părâșul tău înaintea judecătorului, pe drum caută să scapi de el. Ca nu cumva să te sărească înaintea judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și temnicerul să te arunce în temniță. Îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti și cel mai de pe urmă bănuț. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge l-amestecase Pilat cu jerfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau cei 18 inși pe care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului,
Iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce mai cuprinde și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era grăbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și a zis, Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului, Sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să fiți vindecați și nu în ziua sabatului. Fățarnicilor, i-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și desleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la iesle și îl duce de la adapă? Femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și care satana o ține legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas oșinați. Și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. El a mai zis, cu ce se aseamănă împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna. Se aseamănă cu un grăunde de muștar pe care l-a luat un om și l-a aruncat în grădina sa. El a crescut, s-a făcut un copac mare și păsările cerului și-au făcut cuiburi în ramurile lui. El a zis iarăși, cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în 3 măsuri de făină până s-a dospit toată. Iisus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? El a răspuns, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide-ne! Drept răspuns el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre ai învățat pe norod. Și el va răspunde, Vă spun că nu știu de unde sunteți. Depărtați-vă de la mine, voi toți, lucrătorii fără de legii. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avram, pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. Vor veni de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și la miază zi și vor ședea la masă în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că sunt unii din cei de pe urmă care vor fi cei din tâi și sunt unii din cei din tâi care vor fi cei de pe urmă. În aceeași zi au venit câțiva farisei și i-au zis, Pleacă, du-te de aici, căci Irod vrea să te omoare. Duceți-vă, le-a răspuns el și spuneți vulpii aceleia, Iată că scot dragi și săvârșesc vindecări astăzi și mâine, iar în a treia zi voi isprăvi. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poimâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să piară afară din Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu piete pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum și-ar strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se va lăsa casa pustie, dacă vă spun că nu vă veți putea vedea, până veți zice, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Într-o zi de sabat, Iisus a intrat în casa unuia din fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape. Și înaintea lui era un om bolnav de dropică. Iisus a luat cuvântul și a zis, învățătorilor legii și fariseilor,
Oare este îngăduită a vindeca în ziua sabatului sau nu? Ei tăceau. Atunci Iisus a luat de mână pe omul acela, l-a vindecat și i-a dat drumul. Pe urmă le-a zis, cine dintre voi, dacă îi cade copilul sau boul în fântână, nu-l va scoate îndată afară în ziua sabatului? Și n-au putut să-i răspundă nimic la aceste vorbe. Apoi când a văzut că cei poftiți la masă alegeau locurile dintâi, le-a spus o pildă și le-a zis, când ești poftit de cineva la nuntă, să nu te așezi la masă în locul dintâi, ca nu cumva printre cei poftiți de el să fie altul mai cu vază decât tine. Și cel ce te-a poftit pe tine și pe el să vină și să zică, dă locul tău omului acestuia. Atunci cu rușine va trebui să iei locul de pe urmă. Ci când ești poftit, du-te și așează-te în locul cel mai de pe urmă, pentru că atunci când va veni cel ce te-a poftit să zică, prietene, mută-te mai sus. Lucrul acesta îți va face cinste înaintea tuturor celor ce vor fi la masă împreună cu tine. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înalțat. A zis și celui ce-l poftise, când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să-ți iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, ferice de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Iisus i-a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La ceasul cinei a trimis pe rogul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am însurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors rogul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în piețele și ulițele cetății și adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis robului, ești la drumă și la garduri și pe cei ce vei găsi, silește-i să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade, el s-a întors și le-a zis, dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba însăși viața sa, nu poate să fie ucenicul meu? Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Căci cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească? Pentru ca nu cumva, după ce a pus temelia, să nu-l poată sfârși și toți cel ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el și să zică, omul acesta a început să zidească și n-a putut isprăvi. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Astfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde gustul ei de sare, prin ce îi se va da înapoi gustul acesta? Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit, să audă. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte.
Și farisei și cărturarii cârtau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el a spus pilda aceasta, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prieteni și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de averea ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să aducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul al tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când încă era departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor, când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vrea să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. El, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost părât la el că risipește averea. El l-a chemat și i-a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți să fii ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac, dacă mi-a stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor.
A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui dintâi: Cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și a zis: Ia-ți zapisul și șezi de grabă și scrie 50. Apoi a zis altuia: Dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și a zis: Ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucra se înțelepțește, căci fiul veacului acestuia, față de însemenii lor, sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține mai mult la unul și îl va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și toate aceste lucruri și își băteau joc de el. Iisus le-a zis: Voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus și a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcurească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în locul acesta de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Iisus a zis ucenicilor săi: Este cu neputință să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Luați seama la voi înșivă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi,
și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a zis, dacă ați avea credință cât un grăun de muștar, ați zice dudului acestuia, dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Cine dintre voi, dacă are un rob care are sau paște oile, îi va zice, când vine de la câmp, vină îndată și șez la masă? Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încingete și slujește-mi până voi mânca și voi bea eu. După aceea vei mânca și vei bea tu? Va rămâne el îndatorat față de robul acela pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred! Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intră într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși și au stat departe. Și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritan. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți 10, dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Și ucenicilor a zis, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Iar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și bucioasă din cer și a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă să nu se pogoare să le ia și cine va fi pe câmp de asemenea să nu se mai întoarcă? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să scape viața, o va pierde și oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că noaptea aceea doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată, alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Iar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Totuși pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină la mine să mă bată la cap. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept. Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el
Măcar că zăbovește față de ei, vă spun că le face dreptate în curând. Dar când va veni viul omului, va găsi el credință pe pământ? Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii, când au văzut lucrul acesta, au certat pe aceia care îi aduceau. Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis: Lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Știi, poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Iisus a văzut că s-a întristat de tot și a zis: Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Fiindcă mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Cei ce l-ascultau au zis: Atunci cine poate fi mântuit? Iisus i-a răspuns: Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații, sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Iisus a luat cu sine pe cei 12 și le-a zis: Iată că ne suim la Ierusalim și tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului se va împlini. Căci va fi dat în mâna neamurilor, îl vor batjocori, îl vor ocărâ, îl vor scuipa. Și după ce îl vor bate cu nuiele, îl vor omorâ, dar a treia zi va învia. Ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri, căci vorbirea aceasta era ascunsă pentru ei și nu pricepeau ce le spunea Iisus. Pe când se apropia Iisus de Ierihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus: Trece Iisus din Nazaret. Și el a strigat: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și, după ce s-a apropiat, l-a întrebat: Ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis: Capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus slăvind pe Dumnezeu, tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din picina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă.
Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și a zis: Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau: a intrat să gânduiască la un om păcătos. Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis: un om de neam mare s-a dus într-o țară îndepărtată ca să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 polii și le-a zis: puneți-i în negoți până vă voi întoarce. Cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună: nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robia aceea cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare din ei din negoț. Cel din tâi a venit și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis: bine, bun rob, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primești cărmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și a zis: Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui: primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis: Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri de unde n-ai semănat. Stăpânul i-a zis: rob rău, te voi judeca după cuvintele tale, știai că sunt un om aspru care iau ce nu am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci de ce nu mi-ai pus banii la zarafi, pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă? Apoi a zis celor ce erau de față: luați-i polul și dați-l celuia ce are 10 poli. Doamne, i-a zis ei, el are 10 poli. Iar el a zis: vă spun că celui ce are se va da, dar celui ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei, care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-mi încoace și tăiați înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, căci veți intra în el și veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-l la mine. Dacă vă va întreba cineva pentru cel dezlegat, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătimeși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-a zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și-au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorârea muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Norod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi.
Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el. Și le-a zis, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și preoții mai de seamă cărturarii și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să facă pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Într-una din acele zile când învăța Iisus norodul în templul și propovăduia Evanghelia, au venit odată la el preoții cei mai de seamă și cărturarii cu bătrânii. Și i-au zis, spune-ne cu ce putere faci tu aceste lucruri sau cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, el le-a zis, am să vă pun și eu o întrebare, spuneți-mi, botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Ei cugetau astfel între ei, dacă răspundem din cer, va răspunde atunci de ce nu l-ați crezut. Și dacă răspundem de la oameni, tot norodul le va ucide cu pietre, căci este încredințat că Ioan era un proroc. Atunci au răspuns că nu știu de unde venea botezul lui Ioan. Și Iisus le-a zis, nici eu n-am să vă spun cu ce putere fac aceste lucruri. Apoi a început să spună norodului pilda aceasta. Un om a sădit o vie, a arendat-o unor vieri și a plecat într-o altă țară pentru o vreme îndelungată. La vremea rodurilor a trimis la vieri un rob ca să-i dea partea lui din rodul viei. Vierii l-au bătut și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un alt rob, ei l-au bătut și pe acela, l-au bagiocorit și l-au trimis înapoi cu mâinile goale. A mai trimis un al treilea rob, ei l-au rănit și pe acela și l-au scos afară. Stăpânul viei a zis, ce să fac? Am să trimit pe fiul meu prea iubit, poate că îl vor primi cu cinste. Dar vierii când l-au văzut, s-au sfătuit între ei și au zis, iată moștenitorul, veniți să-l ucidem ca moștenirea să fie a noastră. Și l-au scos afară din vie și l-au omorât. Acum, ce le va face stăpânul viei? Va veni, va pierde pe vierea aceea și via o va da altora. Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis, nici de cum. Dar Iisus i-a privit drept în față și a zis, ce înseamnă cuvintele acestea care au fost scrise? Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Oricine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe el, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod, pe ce puseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat, învățătorile știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a perceput viclenia și le-a răspuns, pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban, al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el. Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis, dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui au tăcut. Unii din saduchei care zic că nu este înviere s-au apropiat și au întrebat pe Iisus. Învățătorule, iată ce ne-a scris Moise, dacă moare fratele cuiva având nevastă, dar fără să aibă copii, fratele lui se ia pe nevasta lui și se ridice urmaș fratelui său. Au fost dar șapte frați, cel din tâi s-a însurat și a murit fără copii. Pe nevasta lui a luat-o al doilea și a murit și el fără copii. A luat-o și al treilea și tot așa cei șapte și au murit fără să lase copii.
La urma tuturor a murit și femeia. Deci la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi femeia, fiindcă toți șapte au avut-o de nevastă. Iisus le-a răspuns, fiii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de învierea dintre cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita. Pentru că nici nu vor muri, căci vor fi ca îngerii și vor fi fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Dar că morții înviază a arătat însuși Moise în locul unde este vorba despre rug, când numește pe Domnul Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci a celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Unii din cărturari au luat cuvântul și au zis, învățătorule, bine ai zis. Și nu îndrăzneau să-i mai pună nicio întrebare. Iisus le-a zis, cum se zice că Hristosul este fiul lui David, căci însuși David zice în cartea psalmilor, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Atunci a zis ucenicilor săi în auzul întregului norod, păziți-vă de cărturari, cărora le place să se plimbe în haine lungi și să le facă lumea plecăciuni prin piețe. Ei umblă după scaunele întâi în sinagogi și după locurile din tâi la ospețe. Și casele văduvelor le mănâncă, în timp ce, de ochiul lumii, fac rugăciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osândă. Iisus a ridicat ochii și a văzut niște bogați care își aruncau darurile în misterie. A văzut și o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți. Și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți. Căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea să trăiască. Pe când vorbeau unii despre templu că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis, vor veni zile când nu va rămânea aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Iisus a răspuns, băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vremea se apropie, să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă înspăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurile vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi, vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari din cer. Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni, vă vor da pe mâna sinagogilor, vă vor arunca în temnițe, vă vor târâ înaintea împăraților și înaintea dregătorilor, din picina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde. Căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinți, frați, rudele și prietenii voștri și vă vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din picina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în acele zile. Pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi între toate neamurile.
Și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletelor mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul și toți copacii. Când înfrunzeți și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea împlinindu-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele vor rămâne. Luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se chema Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea tis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Praznicul azimilor numit Paștele se apropia. Preoții cei mai de seamă și cărturare căutau un mijloc cum să omoare pe Iisus, căci se temeau de norod. Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanu, care era din numărul celor 12. Iuda s-a dus să se înțeleagă cu preoții cei mai de seamă și cu căpetenile străjerilor templului cum să-l dea în mâinile lor. Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani. După ce le-a făgăduit că el va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Iisus în mâinile lor, fără știrea norodului. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiește să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns, iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei, învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei. Și are să vă arate odaie mare de sus, așternută gata, acolo să pregătiți paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezat la masă cu cei 12 apostoli. El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și l-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit fiul omului se duce, după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Între apostoli s-a iscat și o ceartă ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.
Iisus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Voi să nu fiți așa, ci cel mai mare dintre voi să fie ca și cel mai mic și cel ce cârmuiește ca cel ce slujește. Căci care este mai mare, cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele. De aceea vă pregătesc împărăția după cum tatăl meu mi-a pregătit-o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe scaune de domnie ca să judecați pe cele 12 semeții ale lui Israel. Domnul a zis, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să îndărești pe frații tăi. Doamne, i-a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de 3 ori, că nu mă cunoști. Apoi le-a mai zis, când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, acum, dimpotrivă, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă de asemenea să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege. Și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Doamne, i-au zis ei, iată, aici sunt 2 săbii. Și el a zis, destul. După ce au ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine. Totuși, facă-se nu voia mea, ci a ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer ca să-l întărească. A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să se roage și mai fierbinte. Și sudoarea i se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. După ce s-a rugat, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți, sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată și cel ce se chema Iuda, unul dintre cei 12, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe fiul omului? Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Iisus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpetenilor străjerilor templurilor și bătrânilor care veniseră împotriva lui, ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege? În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. După ce au pus mâna pe Iisus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au prins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat țintă la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oamenii aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei. Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea, numai în cap îndoială că și omul acesta era cu el, căci este galilean. Petru a răspuns, omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el, încă a cântat cocoșul.
Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Oamenii care îl păzeau pe Iisus îl bagiocoreau și îl băteau. L-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, prorocește, cine te-a lovit? Și rosteau împotriva lui multe alte bagiocuri. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci i-au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. S-au sculat toți și au dus pe Iisus înaintea lui Pilat. Și au început să-l pârască și să zică, pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plăti bir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei stăruiau și mai mult și ziceau, întărâtă norodul și învață pe oameni prin toată Iudeea din Galileea, unde a început până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din picina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu un fierbântare. Irod cu ostașii lui de pază se purtau cu el cu dispreț și după ce și-au bătut joc de el și l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, l-a trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrăjbiți între ei mai înainte. Pilat a strâns pe preoții cei mai de seamă, pe fruntaș și pe norod și le-a zis, mi-ați adus înainte pe omul acesta ca pe unul care țâță norodul la răscoală. Și iată că după ce l-am cercetat cu dămănuntul înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care îl părăți. Nici Irod nu a găsit nicio vină, căci l-a trimis înapoi și iată că omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. La fiecare praznic al Paștelor, Pilat trebuia să le elibereze un întemnițat. I-au strigat cu toți într-un glas, la moarte cu omul acesta și eliberează-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care avusese loc în cetate și pentru un omor. Pilat le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar ei au strigat, răstignește-l, răstignește-l. Pilat le-a zis pentru a treia oară, dar ce rău a făcut? Eu nu am găsit nicio vină de moarte în el, așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei strigau în gura mare și cerau de zor să fie răstignit și strigătele lor și ale preoților mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să li se împlinească cererea. Le-a eliberat pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dat pe mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp și i-au pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergeau o mare mulțime de norod și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tângâiau după el. Iisus s-a întors pe ele și a zis, fiice ale Ierusalimule, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri.
Căci iată, vor veni zile când se va zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au lăptat. Atunci vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Isus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, căci El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, Dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești, Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlhari răstigniți îl bagiocorea și zicea, Nu ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun, că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis, Cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și tot norodul care venise la priveliștea aceea, când a văzut cele întâmplate, s-a întors, bătându-se în piept. Toți cunoscuții lui Isus și femeile care îl însoțiseră din Galileea stăteau departe și se uitau la cele ce se petreceau. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, un om bun și evlavios, care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif. Au văzut mormântul și felul cum a fost pus trupul lui Iisus în el. S-au întors și au pregătit miresme și miruri, apoi în ziua sabatului s-au odihnit după lege. În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru și n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite femeile și-au plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis, pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte de ce v-a spus când era încă în Galileea. Când zicea că fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor ca să fie răstignit și în a treia zi să învie. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Isus. La întoarcerea lor de la mormânt au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Cele ce au spus aceste lucruri apostolilor erau Maria Magdalena, Ioana, Maria, mama lui Iacov și celelalte care erau împreună cu ele. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Dar Petru s-a sculat și a dat fuga la mormânt.
S-a plecat și s-a uitat înăuntru, dar n-a văzut decât fâșiile de pânză care stăteau pe pământ. Apoi a plecat acasă, mirat de cele întâmplate. În aceea zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-l cunoască. El a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus proroci. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi, când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ea adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însă și Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce îi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți. Un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește frept și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se întâmple tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie
Și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. Amin.